încadrăm workshop-ul în partea de business ca să facem bani și, și să ne dezvoltăm și brandul personal și să obținem până la urmă ce vrem noi de la business. Am spart această arie mare de benefits în trei bucăți. Și am zis așa, în primul și în primul rând, care sunt obiectivele de business pe care vi le doriți de la un workshop? Aria numărul 2, contentul. Ce livrez audienței, ce dau audienței ca să obțin audiența ce își dorește, dar ca să obțin și eu ce-mi doresc. Și partea a treia este cum fac vânzare. Acum, vom intra în, în partea de obiective de business. Și aici eu m-am gândit la, la, că ați avea mai multe întrebări. În primul și în primul rând, cum încadrăm workshop-ul în business? Pentru că fiecare dintre voi vindeți altceva. Cât sunteți traineri? Vă rog să ridicați mâna. Oh, destul de mult. Cred că vreo 40% din voi sunteți traineri. Restul care nu sunteți traineri, probabil că vă gândiți, ok, dar cum fac eu traineri când eu habar n-am de training și nu fac workshop-uri, dar totuși eu vreau să vând produsul. În categoria asta mă aflu eu. Nu sunt trainer, n-am niciun certificat de trainer, nu știu ce e aia training. Eu am venit aici ca și expert de business și mi-am inclus acest workshop ca parte de business. Ca parte de marketing și vânzare. O să vedeți, o să înțelegeți exact cum. Partea a doua este cum fac să am un eveniment profitabil. Cine a organizat evenimente și care n-au adus bani sau au pierdut bani? De-a lungul timpului. Ok. Cred că marea majoritate dintre voi. O să înțelegeți care este modelul pe care puteți să-l adoptați astfel încât să faceți și bani din acest eveniment. Oferta. Cum poziționez oferta și la ce preț vreau să vând ceea ce vând, astfel încât să aibă sens și pentru mine și pentru public, pentru cei care sunt în sală. Și aici o întrebare de baraj. What if? Ce se întâmplă dacă? Dacă n-am vândut, dacă n-am primit aplauze, dacă n-am primit cărțile de vizită la care mă așteptam, dacă n-au venit oamenii la mine, dacă nu mi-am atins ce obiectivele pe care mi le-am dorit. Și ultima, cum maximizez impactul evenimentului, dar nu din punct de vedere Orlando cu hă-hă-hă, ci din punct de vedere evenimentul s-a terminat și ce mă fac? Asta nu mi-ai spus-o la... Nu ți-am zis ce-i spus și aici. Și acum, pentru partea de obiective, de a include workshop-ul în activitatea de business, eu am spus așa, trebuie să aveți obiective clare, două. De fiecare dată când organizați un workshop, trebuie să includeți două obiective. Ne întoarcem imediat să vedeți și cum ne gândim la aceste obiective. Dar trebuie să fie foarte, foarte clar. Următorul, ca să avem un eveniment profitabil, trebuie să avem produse care se escalează în preț. Un singur produs, dacă vindem, nu avem cum să avem evenimente profitabile.